Ați adus pe lume un bebeluș și, deși l-ați pregătit pe primul născut, constatați că este gelos, că îl chinuie câteodată pe bebeluș sau chiar vă întreabă: mami, n-am putea să mergem să-l ducem înapoi? Iar voi sunteți prinși între bebelușul total dependent de voi și dorința de a-l ajuta pe cel mare să se obișnuiască cu noua poziție de frate sau soră mai mare. Bine v-am găsit! Sunt Roxana Grigoraș, psihoterapeut, doctor în psihologie, cu experiență de peste 10 ani în lucru cu copiii și părinții. Și astăzi vreau să vă prezint 3 modalități prin care puteți transforma această etapă plină de provocări într-o perioadă cât mai frumoasă și armonioasă pentru toți membrii familiei. Ce se întâmplă sau ce simte un copil în momentul în care apare un bebeluș în familie? Primul lucru pe care îl constatăm cel mai adesea este faptul că aceștia se simt trădați, se simt înlocuiți. De ce mama și tata au simțit nevoia să aducă un alt copil? Eu nu le eram suficient sau suficientă? Ei bine, și chiar dacă nu își formulează ei cu tot atâtea cuvinte, ați înțeles care este ideea de fapt. Se simt dintr-o dată de pe poziția aceea unică, de pe piedestal, se simt dintr-o dată alungați, neimportanți. Ei bine, cum putem face astfel încât să îl ajutăm pe copil să se simtă în continuare iubit, valorizat și văzut până la urmă? Dificultatea cea mai mare va fi în a găsi timp exclusiv pentru primul nostru născut. Și de ce spun timp exclusiv pentru el? Pentru că știm foarte bine că iubirea se exprimă în anumite limbaje. Și unul dintre limbajele iubirii se referă la acest timp și activități pe care le facem noi împreună cu copilul. În momentul în care copilul observă că de dimineață până seara răspundem nevoilor bebelușului, va simți cu siguranță că el nu mai contează. Și cel mai adesea noi spunem: bine, dar tu ești mare, tu te descurci, tu poți și singur, tu trebuie să înțelegi. E bine, copilul cel mare poate să simtă cumva că a tras lozul necâștigător. Deci sunt mai mare și se pare că am ghinion cumva, eu trebuie să fiu înțelegător, trebuie să renunț la timpul petrecut cu părinții, trebuie să nu-l deranjez pe cel mic și așa mai departe. Ați înțeles ideea? Deci primul lucru pe care vom încerca să-l facem este să alocăm 10 minute, 15 minute, dacă nu putem mai mult, exclusiv cu copilul, în care povestim, colorăm, facem colaje, ce vreți voi sau ce alege copilul. Ideal ar fi să-l întrebați pe el cum vrei să petrecem acest timp împreună. Uite, am 20 de minute, 15 minute, jumătate de oră, voi veți decide și vreau să le petrec numai cu tine și te las să alegi tu care este activitatea preferată pe care vrei tu să o faci. Deci acesta ar fi cam primul aspect la care am putea să ne gândim, să-i oferim timp copilului. Apoi, un alt element pe care îl observăm foarte adesea în cabinet atunci când părinții vin și ne solicită serviciile, observă că primii născuți, deci copiii mari, au comportamente regresive, ceea ce înseamnă că încep să se comporte și ei ca niște bebeluși. Da, dacă, de exemplu, vorbeau foarte bine, erau autonomi, foloseau golița sau mergeau la toaletă, ei bine, dintr-o dată nu vor să se mai îmbrace singuri, vor începe să plângă și ei ca niște bebeluși, și aproape că parcă uită limbajul articulat, fac pipi în pat și mai știu eu câte alte comportamente care, de fapt, traduc nevoia copilului de a reveni la o perioadă în care problema cu care se confruntă în prezent nu exista.
Deci, în traducere, cu alte cuvinte, vor să devină din nou bebeluși, pentru că atunci ei erau unici, singuri, erau în centru atenției și toate lucrurile erau foarte bune. Deci, în loc să îi certăm și să le spunem că, hai, dar uite, tu ești mare și nu ar trebui să mai faci pipi în pat sau ar trebui să te poți descurca și singur, să mănânci singur, să te îmbraci singur și așa mai departe, vom face, vom aplica o altă teorie, vom fi așa șmecheri și vom încerca să îi inducem copilului senzația că, de fapt, este mult mai cool să fii mare, să fii puternic, să faci lucruri, să fii independent. Și cum vom face acest lucru? Ei bine, îi vom spune felul următor. Uite, astăzi îți propun să mergem împreună în parc, să ne dăm pe topogan sau să alergăm sau să sărim în trambulină sau să mergem la cinema, să facem castele de nisip, să mergem la piscină. Orice activitate preferată de voi și de copilul vostru. Vezi, cel mic, bebelușul, nu poate să facă treaba asta. Bebelușul ce face? Papa, pipi, caca, som și cam atât. Neinteresant. Deci a fi bebeluș nu este chiar așa de cool. Cu alte cuvinte, vom încerca să valorizăm faptul că el este mai mare, pentru că de cele mai multe ori copilul aude faptul că este mai mare și trebuie să înțeleagă. Nu fă gălăgie acum, cel mic doarme, trebuie să-l protejezi, trebuie să-l iubești, trebuie să ai grijă. Nu fă asta, nu, nu, nu. Și atunci, cumva, În forul lui interior, cu siguranță că se dă o luptă și spune, deci cred că este de fapt mai bine să fii mic, să rămâi mic și cu siguranță că așa, dacă veți încerca să valorizați faptul că el este mare, că a trecut de etapa în care nu știa să vorbească și doar plângea, încercați cumva să-i arătați chiar poze cu el când era bebeluș, ca să vadă evoluția, cu siguranță că va reuși să accepte mai ușor situația prezentă. Și nu în ultimul rând, încercați să îl implicați pe copilul vostru atât cât se poate la băiță, să ții și pe el să folosească gelul și să îl spele pe cel mic sau când îi faceți masaj, când îl alăptați, să vă aducă perna, dacă dorește, bineînțeles, sau să vă ajute cu biberonul dacă îl alăptați, dacă îi oferiți biberon bebelușului. Încercați cumva să-i găsiți un rol cu care, desigur, el să se simtă confortabil. Să nu fie o responsabilitate în plus, chiar dacă el, desigur, nu dorește să participe, atunci nu îl vom obliga. Cam acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le transmit. Desigur că sunt cu mult mai multe aspecte pe care nu am putut să le surprind într-un video atât de scurt. În schimb, cred că sunt trei pași foarte importanți de care personal am ținut cont atunci când mi-am ajutat fetița să depășească prima lună, da, care a fost o perioadă de adaptare și pentru ea și pentru noi, desigur, și în care am sesizat că avea, într-adevăr, dificultăți, era cumva, să spunem, avea această dualitate între a îl iubi, a-i oferi afecțiune, dar pe de altă parte a-l necăji sau poate a relaționa cu el într-un fel ceva mai agresiv. Și atunci, cu mult tact, cu multă răbdare și cu multă iubire, deci aici este cheia în tot ceea ce faceți, este iubirea, copilul atunci când manifestă comportamente pe care noi le numim comportamente de copil obraznic sau uite, te comporți ca un copil rău, de fapt copilul în momentul acela suferă. Și atunci întotdeauna trebuie să avem în vedere că cel mai important lucru de care are nevoie este iubirea. Dragii mei părinți, vreau să vă mulțumesc că m-ați urmărit. De asemenea, vreau să vă invit să apreciați acest video sau să-l împărtășiți cu cei dragi vouă, astfel încât poate să ajute cât mai multe persoane. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă urez ca de fiecare dată să fiți buni cu ceilalți și să rămâneți fideli vouă înșivă. Până data viitoare, aveți grijă de voi! Pe curând!